invitatul meu de astăzi, Alin Brășan, este directorul general al Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului. De cercetare imaginarului și era să se vede că nu cer de cercetare. Avem o relație științifică, academică și umană îndelungată. Deci avem o relație umană și științifică îndelungată în sensul în care pe vremea când predam acum un deceniu, mai bine de un deceniu la jurnalism, cursul literatură și totalitarism, lucram cu mai multe documente istorice și mai puțin pe literatură, mai mult strict pe memorialistică. Alin, în ultimul an, și-a făcut teza de licență pe Fermanul Pitești. Pe aici, dacă prima fază, cum declară și el de obicei, a făcut doar o sinteză pe Pitești, totuși, deja din licență a avut o adendă în care a încercat să găsească din Cluj foști deținuți politici care au trecut prin experimentul de reeducare, de întretortură pe la Pitești, petrecut între 1949-1951. După care cercetările lui au sporit și a publicat o primă ediție cărților documentare despre Pitești la Polirom, apoi o a doua ediție, pentru că bagajul documentar era tot mai mare și reușise să aibă acces la tot mai mulți foști deținuți politici care trecuseră prin experimentul Pitești și care erau dispuși să vorbească, să intre în dialog cu el. Cred că acum e la cele trei ediții a cărții sale despre Pitești. E cea mai bună carte legată de această temă, pentru că da, nu, mă rog, sunt mai multe, dar sunt mai multe care abordează chestiunea asta, da. E vorba de altceva, celor cu care am avut seminarul înainte, pe Paul Romă, pe Gherma, le-am precizat deja, el îmbină foarte bine cercetarea istorică, pentru că nu este un istoric născut, ci un istoric făcut. N-a terminat facultatea de istorie, dar s-a adaptat din mers la tot ce înseamnă demersul istoric. Deci e o cercetare istorică dublată foarte bine de, de un jurnalist de investigație. Drept care nu e rigidă, nu e ațoasă, e chiar o carte aproape detectivistică, din punct de vedere documentar, despre ceea ce s-a întâmplat în închisoarea Pitești între 1949-1951. L-am mai avut invitat în cadrul cursului meu. Anul acesta a venit, a vrut să vină cu această conferință. Complementar conferinței lui Alin Mureșan, încă n-am primit răspunsul, dar complementar o va avea invitată și pe Marta Petreu cu conferință despre extremismul ideologiei de dreapta în perioada interbelică. Să vedem dacă se potrivește cu totul în timp. Deci am de fapt un pandant de conferință anul acesta în cadrul acestui curs, pe lângă ceea ce discutăm la seminar și pe lângă filmele documentare pe care vi le trec. Pentru că, pe lângă memorialistica de detenție legată de comunism, deja de 2 ani de zile facem discuții și pe... Da, deci pe lângă memorialistica de detenție, pe lângă Sojenitsyn, pe lângă Shalamov, pe lângă Zamiatin, deja de 2-3 ani de zile discutăm și pe memorialistică sau eseistică legată de ceea ce a însemnat, lagărele naziste, lagărele de exterminat, de care lucrăm pe Primo Levi, pe jurnalul Anne Frank și pe Patrick Modiano. Și în sensul acesta am considerat că o conferință la de pe treu a putea fi pandant al conferinței lui Alin. Mai departe, Alin, îți aparține. Cei care doriți să împrumutați această carte dintre studenții mei, o puteți face, dacă vă interesează, până data viitoare. Bine, dacă nu, ea mai există oricum. Va fi depusă în Biblioteca Centrului de Cercetare a Imaginarului Fantasma, unde avem o întreagă bibliotecă axată pe tot ce a însemnat totalitarismul de stânga și de dreapta. În lume. Mulțumesc. O să încep ca de obicei prin a face niște precizări corecții la propriile asta... Voi auziți de acolo? Da?
spus la început. Nu e vorba de un dialog care să necesite foarte multe informații legate de ideologie sau neapărat să fie citit extrem de multe. Aș dori pur și simplu să fie o discuție liberă legat de subiectul acesta al fascinațiilor pe care ideologiile totalitare încă mă suscită. Am pornit când vorbeam, nici nu mai știu când a fost ultima dată și când discutam despre cursul acesta. Acum 3 ani de zile, le-ai făcut prezentare. Nu, despre cursul ăsta. Da, în toamnă, mă rog, noiembrie, cred că a fost ultima dată și încercam să stabilim împreună care să fie tema discuției. A venit destul de firesc ca urmare a ultimelor lecturi, probabil, pe care le-am avut și am să fac referire la două. În mod cumva inevitabil voi vorbi în primul rând despre fascinația extremei stângi, nu pentru că n-ar exista una și la extrema dreaptă, ci pentru că ea este mult mai actuală, cea de stânga, și avem mult mai multe exemple la îndemână. Mai cu seamă în spațiul românesc. Pe de altă parte, în mod evident, eu lucrând la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, preocupările mele merg aproape exclusiv în zona asta și, prin urmare, sunt mai în măsură să discut cu voi despre asta. Ceea ce nu înseamnă însă că vom evita și cealaltă extremă. Încercam doar să explic de ce am pornit de la, inclusiv de la aceste două lecturi. E vorba de jurnalul Evgeni Ginzburg, de care cred că cel puțin cei de aici, de la Litere, îl știți, dacă nu l-ați citit. Dacă nu l-ați citit, îl recomand. A apărut în două volume, cu care m-am familiarizat pentru că a apărut și cu sprijinul Institutului și mă rog, o să intru în ceva mai încolo. Deci, pe de o parte, jurnalul Evgeni Ginzburg. În al doilea rând, citisem biografia republicată a Annie Paucăr, scrisă de Robert Levy și apărută la Polilom într-o ediție nouă la sfârșitul anului trecut. Și am constatat câteva dăsături comune legate exact de acest lucru. Sigur, și în alte lecturi de genul acesta am putut să constat destul de uimit faptul că niște persoane care au fost angajate de partea comunismului, a bolșevismului, încă din tinerețe, au parcurs niște etape, au ajuns în niște poziții, atât Ginzburg cât și, mai cu seamă, Anna Paucă, de putere datorită regimului, dar după aceea au avut de suferit foarte mult tocmai din cauza acestui regim. O să vă ofer numai câteva detalii punctate și au avut de suferit mult, cel puțin în cazul Evgeniei Ginzburg, vorbim de 18 ani de închisoare și de exil, pentru acuzații în mod evident inventate. Deci în 1938, dacă nu mă înșel, în 1937, a fost arestată și acuzată în perioada Marii Terori din Uniunea Sovietică. A fost acuzată de complot, de participare la un grup trotskist. Era, în mod evident, o acuzație falsă, Ginzburg fiind înregimentată cu totul, nu doar în partid, ci și în susținerea și promovarea ideologiei, inclusiv de la catedră. Ea preda istoria leninismului la Universitatea din Kazan. Căsătorită cu un fruntaș comunist de acolo din zonă, deci era o persoană dedicată regimului cu totul. E bine, ajunge în închisoare, trece prin mai multe închisori și lagăre. Și după ce am citit, a fost o perioadă de un an între apariția celor două volume, eu ne vorbim în limba rusă, am cunoscut treptat conținutul lor. Și după ce am citit primul volum, am întrebat dacă până la sfârșit, reieșea destul de clar
A citit cineva chestiunea Muntarea Muntului? Nu lucram pe... Nu. Deci din Rușu, când am pe Sojeniță, și-a luat o pizamiatică. Ok. Vreau să nu mă repet neapărat în cazul în care, să nu repet niște informații. Nu, deci e informația chiar nouă. Ok. Am uitat unde am pus punct. Sunt trei, oricum unde și oricum doi. Așa, da, mulțumesc. Deci mă întrebam după ce am citit primul volum, din care reieșea că încă nu se desmisese deloc de crezul ei în ideologia comunistă, bolșevică, dacă până la finalul experienței de detenție, pentru că volumul întâi se oprea undeva pe la mijlocul detenției, dacă până la final se va fi edificat asupra ceea ce a semnat ideologia. Recunosc că aveam bănuielile mele, dar nu m-am pronunțat până când nu am citit și volumul 2, pe care probabil a fost foarte bine că cei de la lecturi m-au citat și la cuvântul înainte, că altfel nu știu dacă apucam să citesc și volumul 2. Așa că am fost obligat să o fac. Și din păcate mi s-au confirmat bănuielile și am constatat că nu s-a vindecat. Lucru care, în ciuda faptului că mă tot lovesc de el, nu surprinde să mă uimească. Atâta vreme cât, repet, e vorba de propria persoană și de propria familie. Aș înțelege din punct de vedere uman dacă suferințele ar aparține celuilalt, altora, dacă ar suferi, nu știu, altcineva, nu eu, nu familia mea, nu prietenii mei, nu cunoscuții mei. Poate că atunci, nu că ar fi în regulă lucrul ăsta, dar poate că atunci ai putea să te mai păcălești cu textele cu care se păcăleau ei în vremuri, că trebuie să fie o greșeală sau că sigur au făcut ei ceva dacă i-au luat. Câtă vreme știi tu ce ai făcut sau mai degrabă ce nu ai făcut și nu suferi puțin nici calitativ, nici cantitativ, dacă vezi. Am zis că a stat în diverse forme de deținere vreme de 18 ani. Singura nuanță care apare la Ginzburg, pe care eu am simțit-o cel puțin, a fost... Bun, mai e de precizat faptul că ea și-a scris aceste memorii, evident, în perioada comunistă. Și atunci, inclusiv, criticile la adresa lui Stalin sunt voalate. Nu sunt foarte explicite, deși totuși e destul de... adică e clar despre cine vorbește. Însă criticile se opresc aici. Stalin pare a fi singurul vinovat de ce se întâmplă, deși ea în închisoare a dat peste toate valurile de arestate, pentru că în cazul în care nu știați, Gulagul nu a fost înființat de Stalin. Gulagul a fost înființat încă din primii ani de bolșevism de către Lenin. Deci este o... încă din primii ani existau vreo 80 și ceva de lagere și de închisori. Stalin n-a făcut altceva decât să perfecționeze acest sistem și să încerce să folosească pentru potențialul lui economic, de muncă forțată, de muncă gratuită. Dar a existat valul de represiune de la Revoluția Bolșevică până la momentul arestării Evgeniei Ginzburg. Deci vorbim despre toți cei care se opuneau regimului sau, așa cum se întâmpla deseori în bolșevism, de cei care erau tot de stânga sau chiar de extremă stângă, dar aveau păreri ușor diferite, lupte interne. A cunoscut toate aceste persoane în închisori, deci știa faptul că valul de arestări din Marea Teroare de care se făcea vinovat Stalin nu a fost nici pe departe un accident. Dimpotrivă, era în mod absolut evident o politică a regimului. Nu reiese deloc lucrul acesta din volumul ei. Repet, singurele critici, singurele nuanțe
negative din punctul acesta de vedere sunt îndreptate împotriva lui Stalin. Pe de altă parte, a mai fost un episod încă de la începutul volumului 2 care m-a făcut să îmi dau seama destul de clar că nu își va reveni până la finalul volumului. Anume acela în care ea ajunge soi de îngrijitoare, educatoare a copiilor din lagăr. Copiii din lagăr erau cei care fie se nășteau acolo în închisoare pentru că existau, mă rog, diverse idile între deținuți, gardieni și deținute. Deci fie copiii născuți acolo, fie copii mici ai căror părinți fuseseră arestați amândoi și deci n-avea cine să stea cu ei. Era un centru acesta de îngrijire destul de mare în care ea temporar a servit drept îngrijitoare. Și în care descrie, nu foarte în detaliu, dar totuși câteva lucruri reies. Spunea că erau atât de mulți copii și pe de altă parte atât de puține îngrijitoare, încât ca să le schimbe scutecele tuturor, erau de toate vârstele, dar ea era în primul rând la cei mici, ca să le schimbe scutecele pe rând, dura o oră jumătate. Hrana, în mod evident, era nu doar complet inadecvată pentru vârsta lor, ci și insuficientă. Și mai ales e că, destul de logic, mureau pe capete copiii. E bine, singura concluzie a Evgeniei Ginzburg, după ce relatează aceste detalii, este că totuși era mult mai bine de acei copii față de copiii evrei din lagărurile naziste. Am încercat cumva să-i găsesc circunstanțe atenuante, dar mărturisesc că nu prea am reușit. Indiferent de contextul social, de informațiile la care ai sau nu ai acces, când vezi că mor copii pe capete, tu să scuți cumva lucrul acesta prin simplu un fapt că altundeva era mai rău, recunosc că minții mele scapă. În cazul Annei Proker vorbim și de o trăsătură comună cu Ginzburg, una dintre ele, fiind aceea că nicio secundă nu pun la îndoială justeția ideologiei în care au crezut și cred. Scuzele sunt de genul oamenii sau contextul, dar niciodată ideologia în sine, crezul în sine. În cazul Annei Proker, Anna Proker e un alt caz din acesta în care, despre care avem senzația foarte mulți, inclusiv în domeniul că știm multe și când citim o biografie în acesta lui Robert Levin, dincolo de anumite minusuri pe care le are ca orice carte și de anumite exagerări, constatăm totuși că sunt foarte, foarte multe informații pe care nu le știam. Vă dau doar câteva detalii din viața ei, sau mai degrabă despre influența pe care regimul și partidul le-au avut asupra vieții ei personale, ca elemente care, în mintea mea, pentru un om normal, ar fi trebuit cel puțin să ridice niște semne de întrebare. Și totuși nu am făcut acest lucru. Unul dintre lucrurile care se știu de regulă este faptul că soțul ei, Marcel Proker, a fost executat în perioada Marii Terori, în Rusia. Ceea ce eu cel puțin nu știam este că foarte multă vreme Anna Proker a refuzat să creadă lucrul acesta, până foarte târziu în viață, în orice caz după ce a deținut postul de ministru de externe. Am mai avut un frate arestat. Povestea familiei e destul de interesantă. Nu o să intru acum în detalii, o să vă spun doar legat de fratele ei, că politica regimului comunist față de evrei și față, deosebit față de evrei sioniști, a fost destul de schimbătoare. Au fost momente când au încurajat
pe care evreilor, mă rog, întoarcerea evreilor în, în Israel, au fost momente când le-au oprit, au fost foarte multe suișuri și coborâșuri în atitudinea aceasta. Fratele ei era, locuia deja în Israel, a fost printre primii care a plecat, l-am dat, s-a întors în țară, și Ana Pacăr este, pentru că de la sosirea lui în țară, deja partidul schimbase puțin optica față de sioniști, Ana Pacăr a fost una dintre persoanele care a refuzat să-i acorde permisiunea de a se întoarce în Israel unde avea familia. A rămas, deci, în țară, până când lucrurile s-au înrăutățit și mai mult și sioniștii au început să fie arestați. Fratele ei a fost și el arestat. Mă rog, din carte nu rezultă foarte clar dacă existau motive sau nu. Senzația mea este că în optica regimului cel puțin existau și el activa într-un anume mod pentru a facilita plecarea evreilor în Israel. Sigur, o altă discuție dacă pentru asta ar trebui să fie închis sau nu, dar din punctul de vedere al regimului existau aceste detalii. Cert este că atât el cât și Ana Pacăr au considerat că detenția este injustă, este nedreaptă. El a stat aproape 2 ani în închisoare. Iar, după cum probabil știți, cel puțin între voi, Ana Pacăr însă și-a fost la un dat îndepărtată din funcția de conducere pe care le deținea. Și chiar arestată și cercetată. Nu a fost condamnată, dar a fost după aceea marginalizată până, până la sfârșitul vieții. Deci avem, pe de-o parte, moartea soțului, iarăși pentru niște motive, cel puțin discutabile. Îl avem pe fratele ei care a făcut închisoare, iarăși din motive discutabile. Îi avem apoi pe copiii pe care au abandonat și asta este o trăsătură care nu o individualizează. Ideologia bolșevică prima în fața orice, inclusiv a familiei, și au existat foarte multe cazuri de activiști comuniști care și-au lăsat și-au abandonat pur și simplu copiii în diverse centre de plasament, la alte familii și așa mai departe. Deci, nu a crescut cu copiii din lângă ei. Cu toate acestea, concluzia Anei Pacăr spre sfârșitul vieții a fost, citez aproximativ, dar destul de aproape, într-o discuție, nu mai știu cu cine, are mai puțină importanță, spunea poate că oamenii nu sunt cei mai buni, dar ideologia va triumfa, hai să vezi. Ei, pornind de la lucrurile acestea, o să vă întreb pe voi care credeți că sunt resorturile care te fac ca om să... Nu că să nu vezi, pentru că n-are cum să nu vadă lucrurile astea. Să le ignori, să le justifici pur și simplu din pasiunea asta, din fascinația asta orbească pentru ideologie. Spuneam că vă dau exemple din stânga pentru că ea este încă actuală și pentru că e o banalitate de o banalitate reală. Motivul pentru care e încă actuală este faptul că în urma celor de-al doilea război mondial, extrema dreaptă a pierdut, extrema stângă a câștigat. Și atunci e destul de firesc, dacă vreți, să existe mult mai multe persoane care își asumă până la și s-au asumat până la capăt opțiunea aceasta ideologică față de care nu este, mă rog, decât în anumite cercuri și zone dezavoată, pe deosebire de extrema dreapta care este dezavoată peste tot. Ca să nu fie totuși o discuție doar despre extrema stângă, am să vă dau și puținele exemple pe care le-am cunoscut personal din zona extremei drepte, care tot așa m-au
m-au nedumerit, ca să fiu puțin elegant. În cercetările mele am cunoscut, nu doar legate de Pitești, am cunoscut destul de mulți foști deținuți și destul de mulți dintre ei erau, fusese legionari. Unii dintre ei, o calitate umană absolut remarcabilă și cel puțin acum se include, erau niște oameni extrem de senini, extrem de împăcați cu totul, cu niște calități și intelectuale și sufletești remarcabile. E că discuția, într-un fel sau altul, ajungea la zona asta de ideologie, parcă exista un scurt circuit. Vă dau un exemplu concret. Unul dintre cei mai blânzi și mai senini deținuți pe care am cunoscut și pe care nu aș fi bănuit niciodată de astfel de excese, l-am dus odată la, mă rog, l-am dus de mai multe ori la Jilava, ca ghid viu, dacă vreți, pentru lucrurile cu care eram acolo și într-unul din momentele în care făceam un mic istoric al închisorii, am specificat, dânsul fiind de față, pentru vizitatori, faptul că, printre altele, în Jilava, legionarii au ucis în, nici mai știu când, la sfârșitul 1940, un grup important de oficiali ai fostului regim, care se făcuseră vinovați de, la rândul lor, de uciderea unor legionari, dar care erau închiși și depuși la Jilava pentru cercetări. Deci ei nu fuseseră nici condamnați, nici măcar din stanță, cât mai puțin la moarte. Pentru cei care nu știu episodul, a fost un grup de legionari care s-a dus acolo într-o noapte și pur și simplu i-au ucis în celulă. În asta, și asta în condițiile în care legionarii erau la putere, deci atitudinea firească a fost, dacă oamenii erau vinovați, așteptai condamnarea în instanță, care putea fi, teoretic, inclusiv condamnarea la moarte și, cum să zic, lucrurile ar fi fost oarecum mai firește. Ei au luat lucrurile în propriile mâini și i-au ucis în celule. În momentul în care am pronunțat cuvântul ucis, deținutul blânzii serafic din stânga mea, din stânga, nu din dreapta, curmea, m-a corectat, foarte blând și delicat, adică nu a sărit pe mine, dar m-a corectat și a zis, mi-au ucis, i-au pedepsit. Sigur că nu ne-am apucat acolo să avem o discuție în contradictoriu, că nu era locul, dar argumentul acesta este foarte larg răspândit între ei, ca și cum pedepsele acestea le stabilim noi oameni în mod arbitrar atunci când suntem la putere sau când avem posibilitatea. Există însă și o diferență între cele două extreme. Anume faptul că cei de la extremă stânga au avut de suferit și pentru apartenența la ideologia de stânga, dacă ne gândim la cei care au fost la noi în țară arestați în perioada interbelică. Poate știți, poate nu știți, din 1924, Partidul Comunist a fost pus în afara legii. În urmare, cei care activau în sensul acesta au fost închiși. Și atunci, de exemplu, inclusiv Ana Papăr a făcut în perioada interbelică închisoare pentru ideologia comunistă. De aceea spuneam că cei din extrema stângă au suferit pentru ideologie, dar și și a spune cantitativ, dacă vreți, deși o comparație puțin nu era locul ei, din cauza ideologiei. Deci nu pentru, ci din cauza ideologiei. Așa cum v-am dat cazurile Evgeniei Ginzburg și Adrian Paucă. Pe de altă parte, cei din extremă dreapta au suferit doar pentru ea. Nu. Cel puțin nu cunosc eu cazuri, deci în orice caz nu este un fenomen generalizat, așa cum putem vorbi la extremă stânga. Nu sunt cazuri de persoane care să fi căzut în ideologia de extremă dreapta și indiferent care ar fi ea, și care să fi ajuns în închisoare din lupte interne.
Sigur, este cazul în sensul contrariu și există un exemplu istoric. Rudolf Hess a fost comandant al lagărului de la Auschwitz, a ajuns să fie executat în partea lagărului pentru că și-a mințit statul că are trei copii. Toți trei copii, vorbim de un evrei, și tu ai dat exemplu două cazuri individuale. Și credeți că dacă mai dau acum, dacă mai vreau să spun că există exemple, dacă stai să studiezi perioada Holocaustului, există zeci de exemple de membrii ai partidului nazist care au adăpostit și au salvat evrei și au ajuns în închisoare, rămânând în același timp fideli crezului nazismului, național-socialismului. În regulă. Continu să cred că nu este un fenomen general, dar vă accept observația. Nici unii, nici alții, acceptându-vă premiza că fenomenul e general și la extremă dreapta, deși, repet, nu sunt convins, dar nu are importanță, nu au deschis ochii. Vă credeți cu ceea ce spuneți. Și atunci vă lansez întrebarea și provocarea aceasta. De ce nu au deschis ochii? Nici unii, nici ceilalți. Abuzați constant au ajuns să-și îndrăgească abuzatorul și să facă totul pentru abuzator. Și unde a fost câtă vreme... Cum? Ca soțul Anei Paucă nu înseamnă un abuz. E un abuz, e o traumă prin care un om trece destul de puternică și care îl poate marca. Pentru cineva care e atât de îndrăgostit de un regim de genul ăla sau de un abuzator de genul ăla, trece neobservat. Vă referiți la uciderea lui Marcel Paucăr arestare pentru Ana Paucăr, da. Am înțeles. La fel și în cazul celelalte. Își îngrăgește abuzatorul. Pur și simplu. Dar nu e explicație cam simplistă pentru toate aceste cazuri? E explicație strict medical-psihiatrică. Le-ați verificat? Dosarele? Mă abțin când observați chestia. Parțial pot să o accept, dar ca asta să fie răspunsul general, mi s-ar părea puțin prea simplist. Are cineva alte păreri, alte explicații? Nu mă se gândesc ei. Aș vrea putut să aduc o completare la ceea ce spui tu despre alienianism. Pentru că pe mine, de pildă, când am citit în anii 90 în franceză, ne-am tradus numurile ei, ele m-au impresionat numai din cauza... Da, nu. A fost dezagreabil faptul că, deși a pățit ce a pățit, a rămas în continuare fidelă ideologiei pe care a gândit toată asta. Da, dar povestea ei de viață e foarte interesantă. Iar pierde, într-adevăr, soțul care era demnitar comunist, pierde gulag. Despre care nu mai vorbește deloc. Exact, nu mai vorbește. Da, și iarăși îmi pare extrem de ciudat. Se va recăsători cu doctorul care în lagără o ajută și o scapă de la moarte, ajutând-o să devină infirmieră într-un lagăr și astfel să supraviețuiască. Își pierde copiii pe care îi regăsește și unul dintre ei va ajunge nici mai mult, nici mai puțin decât dizident în perioada Brejnev și un dizident clar anticomunist, Alexander Ginzburg, romancier. Da? Deci are o poveste de viață în familie foarte interesantă. În familie, da. Familie, da. Nu, dar faptul că fiul ei mai mare, nu știu dacă era mai mare, cel mai mare sau cel mai mic, Alexander Ginzburg devine romancier, dizident și va fi el însuși închis în lagăre și el are clar o poziție anticomunistă. Asta, sigur, pune cumva într-o lumină și nu se leapă de niciodată de mama lui. El este anticomunist, devine dizident, mai degrabă opozant al regimului sovietic, dar nu se leapă de mama lui. Bun, asta e și pentru mine o dilemă. Era, de fapt, o întrebare pe care vreau să-ți apropo. Cum manageriezi situația asta de familie? E foarte greu de știut dacă el a avut atitudinea asta datorită discuțiilor cu Eugenia Ginzburg sau pur și simplu pentru că a observat ce a pățit și nu vreau să zic acum că a tras niște concluzii mai inteligente decât ea, dar, mă rog, s-a raportat altfel la lucrurile acestea.
mi-ar fi greu să mă promit, pentru că nu prea avem de unde să știm. În orice caz, m-aș fi așteptat ca prima persoană care să fi deschis ochii să fi fost ea. Ea este cea care a suferit, ea este cea care mie mi-a dat senzația pe tot parcursul cărții, că este o persoană negativistă, deprimată, mi s-a părut tonul întregii cărți. Deși, mă rog, ea se citește foarte ușor, are un spirit de observație foarte bun, are sensibilitatea tipic feminină, dar se întrevede așa o tristețe de la început până la sfârșit, în antiteză cu atitudinea doctorului Walter, cel cu care vrea să se căsătorească, și care, pentru mine cel puțin, a făcut cartea citibilă, adică mi-aș fi fost mult mai greu să parcurg atmosfera aceea stătătoare pe care o descria ea. Răspunsul meu e că nu știu. Dar că m-aș fi așteptat ca ea să deschidă ochii. Mă rog. Nu crezi că este cumva și o self-selection, cum ar veni indivizii de genul ăsta se selectează cumva dinainte? Pentru că necesită un anumit tip de individ, un anumit tip de personalitate să adere într-un totul la o ideologie totalitară cu ism utopian, așa cum este comunismul. Că e o utopie. Întreaga idee de comunism e o utopie. Și în momentul în care aderi și mai ești în primă fază, cel puțin o serie de beneficii, de pe urmă ai... Poate că problema nu e de ce nu și-a deschis ochii din Ceana Paucă, nici nu vine Hitler. Poate că erau dinainte tipul ăla de personalitate dispusă să meargă până într-acolo. Și exemplele care s-au trezit pe parcurs le vedem mai rar în istorie, pentru că probabil n-au ajuns de la Bucicicu până acolo. Oameni care au adoptat comunismul, poate s-ar putea să fie o idee bună. S-au prins undeva pe parcurs că nu-i și n-au mai apucat să mai sufere în totalitate ca și comuniști, ca în calitate de comuniști. Acum, e un alt subiect acesta pe care cumva vreau să-l ating. Acela al... Risc puțin, trebuie subiectul ăsta, dar asta e. Al apostaților, sau așa zisilor apostații. Nu mi-e foarte clar cine sunt aceștia și cât de mult au văzut, de fapt, din partea urâtă a comunismului. De ce am gândul acesta? Te referi de ironia sau de general? Mă refer în general și... În general, Thomas Sowell, de exemplu, el a fost militant marxist, o perioadă foarte bună. Și în prezent e unul dintre cei mai de succes economiști, capitaliști de dreapta din întreaga civilizație occidentală. George Orwell se încadrează aici sau nu? George Orwell a rămas comunist până la finalul vieții, a rămas leftist. N-a rămas stalinist până la și din punctul meu de vedere a rămas. Nu sunt convins că părerea generală acceptată este că a rămas până la sfârșit, dar vă dau un citat din el. E vorba de perioada războiului civil din Spania, da, când Franco extrema dreaptă versus extrema stângă. Pentru cei care nu au dacă am fi putut să-i azvălim pe Franco și pe mercenarii lui străini în mare, aceasta ar fi semnat o imensă îmbunătățire a situației mondiale, chiar dacă Spania s-ar fi ales cu o dictatură sufocantă și cu toți oamenii ei cei mai buni în temniță. Numai pentru atâta și războiul merita să fie câștigat. Și vă mai dau un citat din altcineva. Sigur, aici vorbim, nu vorbim de un apostat, vorbim de o persoană care și-a asumat până la moarte apartenența la ideologia comunistă. Un istoric britanic pe numele lui Eric Hobsbawm, care într-un interviu din 1994 a răspuns foarte franc unei întrebări care a fost pusă de interviatorul său, că îl găsiți la momentul și pe
pe YouTube, întrebat dacă ar fi meritat să se... ca pentru a ajunge la acel viitor luminos proclamat de comunism, dacă pentru acest lucru ar merita să moară 15-20 de milioane de oameni, a răspuns fără să clipească că da, ar fi meritat. Recunosc că pe mine mă depășesc atitudine de genul ăsta și... Nu mă sunt atât de meritat spre utopie. Asta încercam să spun mai că... Un tip de personalitate dispus să gândească în utopie. Majoritatea oamenilor nu sunt așa, dar cei care sunt... Bun, aș putea înțelege asta cu gândirea utopică. Dar umanitatea unde e? Ne excludem umanitatea. I love humanity, but I hate people. Cam așa funcționează. Și din perspectiva celor care gândesc în utopie, umanitatea contează puțin spre deloc, e doar ca vehicul către... Asta e că, teoretic, utopiile sunt... Sunt fundamentale ca o umanitate ipocrită. Și care asta... Pe personal sunt de acord, dar... ele, teoretic, spun altceva, nu? Și atunci cei care le acceptă, teoretic, sunt, ei se cred cei mai mari umaniști. Și de o parte și de altă. La concluzia că stânga e ipocrită. Pentru că una spun și alta fac. Și Ceaușescu credea că face muncă umanistă pe mușca oameni la Timișoara, deci... Păi iată și legionarii despre care vorbeam mai devreme credeau că nu-i ucid pe oameni, ci îi pedepsesc. E și asta o... Atât să te gândești că majoritatea oamenilor nu sunt activiști politici, majoritatea oamenilor nu dau doi scuipați pe politică. Deci, în anii 80, majoritatea oamenilor nu e nici de dreapta, nici de stânga. Majoritatea oamenilor nu le pasă. Și atunci, din păcate, e întotdeauna rămâi la situația care doar activiștilor și intelectualilor le pasă. Și ai întotdeauna un struggle între utopianiști, care din cei tind să fie ori fasciști, adică național-socialiști, ori ide-național-socialiști, din punctul de vedere al care sunt de stânga, și non-utopianiști, intelectuali sau neintelectuali, dar care sunt interesați de politică. De ce acolo e stradă, acolo e bătaie. Restul, majoritatea oamenilor nu le pasă, nu se bagă nici așa, nici așa. Sau, mă rog, se bagă în tabela care... Sau se bagă în știgătorul, da. Bun. Asta mi-e personat, nu-mi rezolvă dilema unde umanismul, câte vreme ideologie utopice au umanismul în centru. Și umanismul e utopie. Oamenii nu sunt egali. Vei pune acolo să-mi dinamiteze. Da, parțial aș putea să accept răspunsul ăsta, dar nu știu dacă total. Întrebarea mea este de ce, așa mă întorc la comunistul vechi, pentru că sunt mai în temă, nu pentru că ar fi singur. Deci, tot oricum, dacă Doamna Marta Petre, mă înțeleg că nu mai bine se echilibrează lucrurile. Comunismul a ucis peste tot. Sunt foarte mulți... hai să le zicem, analiști, mai ales din zona stângii și a extremii stângi, care spun că în forma sa pură el nu a existat niciodată și că a fost pervertit de cine vreau, de Trotsky, etc. Să nu ziceți că n-ați auzit teoria asta până acum. Nu, ne bunește rău pentru că o auzim în mod constant. Apologismul ăsta pentru lehtism. Deși cum poate să este acel ceva pur câtă vreme el a fost parașutat în nenumărate colțuri ale planetei și peste tot a căpătat forma aceasta violentă și programatic violentă, adică nu accidental, nu? Lenin spunea că dictatura proletariatului este violența neîngrădită de lege. Foarte frumoasă definiție. Foarte umanistă definiție. Și corectă, nu? Nu poți conta, zice. Așa e. Așa e, esențialmente. Trotsky era de aceeași părere. Trotsky, care este văzut drept o alternativă la dictatura brutală a lui Stalin, Trotsky era exact de aceeași părere în perioada cât era în URSS. Dar nu înțeleg de ce te
că ne lămurește în definitiv. Comunismul e o dictatură. O caracteristică principală a unei dictaturi este menținerea unei puteri prin teroare, prin frică, prin violență. Nu asta mă nedumerește. Mă nedumerește, asta mi se pare firesc, într-adevăr. De asta lipsește umanismul. Nu poți conduce un imperiu fiind uman. Ce obținem tu umanitatea? Da, aș face precizarea asta. Bun. Și fascinația și lipsa simțului organului critic pentru ipocrizie. Adică eu refuz să cred, eu nu cred că nici unul dintre cei înregimentați care au avut aceste... Eu nu cred, de exemplu, că Evgenia Ginzburg nu avea nimica umană în ea. E plină cartea ei de umanism, de sensibilitate, de... De ce se atrofiază organul ăsta strict pe acest subiect? Pentru că așa a fost educată. A fost recrutată? A fost educată. Dacă aș vrea să intervin și eu puțin. Trebuie să ținem cont că în anumele cadre pe care mi-ai prezentat și Alan Popper și Evgenia Ginzburg, vorbim despre persoane care s-au asociat comunismului foarte de timpuriu, care nu au devenit comuniste din interes sau pentru că regimul ne-ar fi putut aduce anumite beneficii. Am auzit în spate varianta asta. Deși, da, dar sunt persoane care au suferit, pentru, cum spuneai și tu, pentru crezul lor, pentru ideologie. Bun, le dau la telepat, de exemplu, Ginzburg nu suferise nimic. Pentru crezul lui, din potrivă. Pentru, mă rog, a suferit în timpul când a fost închisă. Da, din cauza. Din cauza, da. Cei mai, ce merge dincolo de faptul că nu deschid ochii, sunt cazurile care reiesc, de exemplu, din jurnale, s-a lucrat în ultimul timp foarte mult cu jurnale din anii 30, istorici au dat de sursele astea. Sunt oameni care își pun întrebări și se critică și își găsesc vinovății în ei înșiși atunci când apare o problemă sau atunci când apar anumite suspiciuni sau întrebări cu privire la regim. La care închid ochii. Da. Și care se simt vinovați că nu sunt mai Ca să reduc la ce spuneam mai devreme, este un simptom standard al sindromului Stockholm, raționalizarea violențelor din partea abuzatorului. În continuare refuz să cred că trebuie să fie o explicație. Atunci, suspension of disbelief, se numește conceptul. Vorbim de zeci de milioane de oameni. Da, a funcționat asta la fel și micro și macro. Gândește la fenomenul ăsta, suspension of disbelief. Când mergi la un teatru, la un spectacol din ăsta în care se urcă un performer, se urcă pe pereți sau chestii așa. Tu vezi și frânghiile, vezi că e de fapt, o egie acolo și nu se urcă la fizic pe pereți, că nu poate oricum, fără ajutor. Dar pentru că spectacolul e așa de bun, suspensi porțiunea aia critică a creierului și chiar crezi pentru o fracțiune de secundă că la chiar poate fizic să urce pe pereți. E, acum aplică chestia asta pe politică. E fix aceeași chestie. E pentru un moment când se uită la ideologie, individul, am apaucări, din zbun și alții, moment, suspendă... Pentru un moment, după care pleci de la viață... Păi da, la spectacolul ține o viață întreagă, din fără de comunism. Dar se uite să uită la... Dar se uită la... Da, sigur că da, e ce așa lucru. Spectacolul ține o viață întreagă, în unul din cazul ăla. Dar când se uită strict la ideologie, suspendă gândirea critică. M-aș putea să avem și alte părere. Apropo de... Pe mine mă interesează, de fapt, opiniile studenților, că pentru ei este discuția și conferința asta. Numiți dumneavoastră. Asta e conferința ta, se numește fascinația ideologiilor totalitare. Poate că trebuia să-i spună blocajul în fascinație. Da. Ideologiile totalitare. Ei au lucrat până acum, am citit și am seminarizat până acum o zi din viața lui Nane Lisovici, Soženiță, în povestirea lui Avram Șaramu, Paul Voma Gherla, Anița Randișcut la 20 de ani în Siberia, povestea Elisabeth Elisia din Mușoara, jurnalul Nane Frank și romanul documentar lui Patrick Domianu, Dora Vrindea. Da? Deci atât.
foarte spunat. Mai vom mai lucra pe Herta Müller, Ion Ioanid, Nicolae Steinhardt, Constantin Noica, Elena Constante, Adriana Georgescu, Richard Wolfgang și Kenny Zamiatic și Primo Levi. În urmare de peste pe le-am citit la vârsta lor, acum toate că le-am uitat. Și, de fapt, și pe mine, asta mă interesează, cum reacționează ei la problema pe care o pun tu. De ce cred ei că se manifestă un blocaj în fascinația față de ideologiile totalitare? Acum discutăm în principal pe ideologia de stânga, dar e valabil și pentru cea de dreapta, Eu cred că se poate face, dacă mi-am zis, trebuie să poate face o paralelă și cu religie, de exemplu. Găsim aceleași fenomene și în religie. De exemplu, demnul de a-și denunța tatăl, mama, sora și o fac fără niciun lucru de problemă. Îmi scapă aici care e paralelă. Legat de lipsa umanității pentru ideologie, pentru ceea ce cred ei, pentru crezul lor, trec vederea. Și care e paralelă cu religia? La fel, ideologie, fanatism, e un fel de brainwashing. Cred cu atât de multă putere. Dar chestia asta punctuală, că ziceați de denunțatul familiei. Gândește tot în teocrații lui Islam. În teocrații. Dar și ești mis. Chiar și în Biblie. Găsești când spune că dacă mama ta sau tatăl tău, nu știu ce, sunt, spun, culesc Dumnezeu. Așa, denunțe. Nu denunțe. Chiar și gândemul chiar mai violent. Mie mi-a scăpat partea asta de religie, dar... Ok. Bun, hai că lansez eu câteva nume, pentru că i-a auzit înainte, Alina a audiat seminarul pe Paul Momă, pe Gherla, ca să-i audă vorbind și să vadă cam care este... Și-a remarcat da, cine e activ. Tipul de discuție pe astfel de cărți. Mine care m-ar interesa. Maria, Ilinca, Alexandra, Eliza, Costea, Andreea, sunteți câțiva care de obicei chiar aveți niște intervenții punctuale la seminar și puneți și niște probleme teoretice, nu mai niște probleme de analiză pe care să le discuți. Puteți să răspundeți poate întrebările. Da. Mie mi se pare, pornind de la această întrebare, și că este vorba și de faptul că acei oameni, odată ce au asimilat ideologia și au început să creadă în ea, au făcut și anumite acțiuni, nu tocmai etice, să zicem, în numele ideologiei și atunci, la un moment dat, poate că au început să vadă mecanismele, dar mi se pare că e foarte greu să te întorci 360 de grade, pentru că în momentul... 180 de grade și... Nu, cumva, nu poți să intri nici în tabăra cealaltă, pentru că nu ai mai fi acceptat acolo din momentul în care tu înainte ai făcut anumite lucruri, ai întreprins anumite acțiuni negative față de aceea și nu ai fi acceptat. Și dacă poți să rămâi în tabăra ideologiei, unde ești acceptat, rămâi. Înțeleg ce spui, pe de altă parte, alternativa nu era neapărat să treci în tabăra cealaltă, puteai și pur și simplu să rămâi neutru sau să nu mai fii, cu ghilimele de rigoare, un politic. Puteai să rămâi neutru? Cum să nu? Odată ce... Era obligat. Singura cale în viață este... Iertați-mă, mă termin, am nervos, deja 10 la telefon. Singura care în viață pentru o persoană cu dotări de Evgenie Ginzburg nu era să preda istoria leninismului la universitate. Putea să facă presă, putea să traducă, putea să scrie, putea să... Din punctul acesta de vedere, să fie mult, adică nu trebuia să fie în mod obligatoriu angajat în propagandă. Ce nu știe și a trebuit să afle este că și Evgenia Ginzburg ajunge la Colin. Da. Una dintre cărțile ei se numește Cerul Colinei. Voi ați citit deja o povestire de-a lui Shalamov, nu pentru că află mai mult, dar ați văzut ce înseamnă Colin. Nu era un lagăr ușor precum cel
ușor trechinele, precum cel al lui Ivan Denisovici, așa cum îi reproșează Mălar și al în corespondență de Soșeniță, ci era cel mai dificil, sau din, la colână se găsa cel mai dificil lagăre din cele mai ucigașe lagăre din... Temperatura medie era între minus 20 și minus 38 de grade. Orașul în care a stat multă vreme după eliberare, Magadan fusese construit de către deținuți din lagăr cu câțiva ani înainte de sosirea ei acolo. Adică de asta spun că erau tot felul de lucruri ale sistemului programate, în mod evident. Nu cred că putea să spună și nu cred că spuneau nici la momentul respectiv că eu, nu știu, nu puteau să dea vina pe regimul țarist pentru Magadan, de exemplu, care fusese construit în 1932 de către deținuții politici ai bolșevismului. După cum, lagărul în sine, gulagul în sine. Constantin, aveți o... Eu nu știu în ce măsură, la momentul respectiv, credeau acești oameni vreo portiță de scăpare, așa încât, după ce îmbrățișaseră deja ideologia respectivă, să se poată dezice de ea. Era deja o realitate îngrozitoare care se perpetua. Poate vedeam ca ceva deja imposibil de schimbat, deci ei mergeau până la capăt în interiorul ei. Și eu mă întreb cât de ușor era să faci asta, adică puteai pur și simplu să zici gata, nu mai vreau și... Era ok. Eu nu vorbesc de acte de curaj. Adică nu vorbesc de a, bun, mai deschis ochii. Acolo, într-adevăr, trebuie să fie o tipologie anume și marea majoritate dintre noi nu suntem așa. Nu vorbesc de a ieși în piața publică și de a striga regele e gol, regimul e ipocrit, umanismul este fals și așa mai departe. Pur și simplu de a face un pas înapoi, poate unor la limita aș putea să accept chiar și, de exemplu, în cazul concret al Evgeniei Ginzburg, să rămână să predea acolo la facultate, dar să nu mai crezi tu în sinea ta, să nu mai justifici toate chestiile astea. Când vezi cum mor copiii ăia acolo la lagăr, singura ta reacție să nu fie dată la filtrul din mai rău. Ceea ce în anumite perioade era adevărat, dar nu în toate. Și perioada ce era? Adică... În perioada Evgeniei, într-adevăr, era destul de aleatoriu. Da, uneori, chiar dacă mergeai până în punțele albe, nu conta și tot ce intrai acolo. E greu să rămâne încă, adică ești impus de anumiți factori sau ești, nu știu, cineva de zice că trebuie să faci asta, deși eu pledez pentru umanism. Nu știu, sunt de acord în ceea ce zici, că cum poți să-ți feri să... orice unul de umanism, dar... În sinea ta mai ales, că la asta mai refer, știi? Nu neapărat public sau dar în sinea ta, când îți scrii memorie și ești tu în fața hârtiei, cum să nu spui măcar o întrebare? Oare? Nu... Și de asta vreau să zic că noi speculăm și totdeauna este tentația asta de a crea ipoteze, dar ar trebui, nu știu, în demersul unui istoric să aibă mărturile exacte sau sursele, documentele concrete, pentru că noi putem zice, da, din cauza unui efect, să explicăm de ce au rămas și nu s-au sustras ideologii printr-un fenomen psihologic, dar eu cred totuși că rămâne la faza asta a ipotezelor și nu putem da un răspuns definitiv. Acum, dacă mă întreb pe mine, o să fac o pledoarie anti-istorie, acum, minunată, iată, mă. istoria asta este. Adică istoria obiectivă care reconstituie faptele așa cum au fost ele, nu vreau să zic că e o poveste, dar tot ce poți să faci este să încerci să te apropii cât mai mult și cât mai onest de niște lucruri, dar orice fel de sursă este subiectivă. Iată, avem, de exemplu, mărturia scrisă a Evgeniei Ginzburg. Ce? Și, eventual, documentele legate de ea, să zicem, dacă ea nu studia ca așa. Înțeleg. Nu vă puteți răspunde întrebările ce da. Din adică astea sunt datele obiective, dacă vrei. Deși ele, ambele sunt subiective. Mărturia ei, mărturia documentară. Ele nu o să ne ajungă să reconstituim imaginea. Înțeleg asta, dar nici nu trebuie să ne impunem propriile noastre, că nu știu, așa am senzația că
Tentația asta, dacă eu, de exemplu, s-a deputat unei anumite ideologie, se împlină întotdeauna explicația mea spre asta și mie vrea să mi se pare pericolul cel mai mare. Asta este clar. E și vorba aceea pe care o mai tot citesc, că noi nu vedem lucrurile așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. Da, dar asta mi se pare că merge, nu știu, până la un punct, adică... Eu așa văd și în momentul în care te anunțezi între ecologie și... chiar dacă vezi că totul se distruge și iau altă turnură, ca să renunți, trebuie să admiți mai întâi în sine dacă tu ai oprești. Și asta este foarte greu. Și cred că de asta nu a rămas neutră sau nu a dat înapoi. Asta este o explicație cu care sunt de acord. Pare foarte tristă. Dacă vorbim de realități din astea care implică moartea zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii, chiar milioane de oameni, dar cred că, mă rog, în orice caz sunt de acord cu ea. Și o văd și astăzi tot în zona politică. Adică odată ce te înregimentezi, totul este indiferent de care parte. Când vezi totul prin prisma, nu știu, ideologiei la un mod absolut orbitor, ca să vorbesc în limbaje de litere. Și așa găsești justificații pentru toate autoritățile, dacă vezi printr-o grilă tot timpul. Eu vreau să cred totuși că... Adică... Nu sunt de acord cu asta. Nu imagineam că e... Mă gândeam... Și vreau să cred că majoritatea oamenilor totuși au... un simț, un organ critic, au o minte proprie... de la un punct încolo, adică... Dar nu știu că toată lumea nu se înregimentează politic. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să dau un exemplu de om care devine critic cu privire, care fusese comunist. Și cred că multe din lucruri ne putem explica și ținând cont de biografia oamenilor ăstora. Și e vorba de Paul Cornea, care probabil vocilor de la Liter V mai cunoscut. Paul Cornea, care fiind evreu, a cunoscut marginalizarea în viața sa și care a devenit un comunist și a fost un comunist fidel, dar în mintea căruia s-a produs declicul ăsta cu privire la comunism și ușor credința lui în ideologie s-a fisurat, fără să fi trecut prin chestiuni foarte grave, prin închisoare sau fără să fi suferit. Bun, am recunosc că nu i-am citit cartea. O să iau afirmația ta cu rezerva de rigoare, până când o să o citesc. Pentru că... El povestește, e o carte construită sub forma interviului, dar e un interviu foarte construit, asta se vede clar, între Daniel Cristea Enache, tot un om de litere, și Paul Cornea. Ce, tot de stânga? Fusese studentul lui și pentru că Cornea nu scrisese memoriile, toată lumea a întrebat de ce nu scrie memoriile, el a răspuns că nu se simte suficient de bătrân să-și scrie memoriile și atunci Cristea Enache i-a propus varianta asta în un interviu, care vă spuneam, se simte că e foarte construit, adică răspunsurile nu sunt date așa la prima auzire a întrebării, dar în care Paul Cornea povestește felul în care s-a produs fisura asta în credința lui ideologică. El a rămas comunist, dar... sau comunist sau de stânga. Nu știu dacă deja termenul comunist este mai aplică 100%. Bine, ar trebui probabil să citim mai mulți ca să putem avea discuția asta da. Pe filmație. Am mai gândindu-mă seară la ce întrebări aș vrea să vă lansez. Mă rog, dacă mai e cineva care vrea acum să intervină. Hai să vedem, e scris despre Pitești acolo, nu? Noi ajuns la cazul în care oamenii totuși pierdeau orice simț critic și orice urmă de umanism în momentul în care devineau și ei torționari
în următor întregul proces de reeducare? În primul rând că vorbim de lucruri diferite. Una e să fii în mediul acela de tortură și de presiune permanentă, și fizică și psihologică, când în mod cert rațiunea se atrofiază. Și alta să fii în libertate, cum sunt persoanele astea, cum au fost persoanele celelalte despre care vorbim. Deci diferența asta este fundamentală. În al doilea rând, să știi că sunt, iarăși ne întoarcem la discuția de mai devreme, n-ai cum să știi ce a gândit, ce a simțit fiecare dintre ei cu adevărat. Dar, în orice caz, am găsit dubii și rețineri la mult mai mulți agresori decât m-aș fi așteptat. Inițial, când am pornit și eu cu ideile astea romantice, că de alb și negru, că unii au fost sfinți, alții au fost torționari. Lucrurile sunt mult mai nuanțate, de fapt. Foarte mulți dintre agresori au intrat acolo fără să știe ce va urma. Erau foarte puțini care știau că se va bate, chiar și dintre cei care trebuiau să bată la prima bătaie. Mi s-au zis doar, faci cum zic eu. Bine. A început bătaia și au rămas unii, au rămas paralizați, dintre cei care trebuiau să fie agresori, repet, năuciți, veneați urcatul la ei și le spunea, bate și tu sau altcineva, mă rog, dacă nu bați și tu acum, trece în rândul celor care au bătaie. Și așa, și fenomenul fenomenul de dublări a fost acolo ceva o constantă. Adică mi-aș fi foarte greu să, cu excepția lui Țurcanu, mi-aș fi foarte, foarte greu să urmez pe cineva care, la care nu s-a simțit nici cea mai mică urmă de, nu știu, regret, reținere. Alin, dar aș nuanța la... Eu am uitat să întreb, facem pauză sau... Nu facem, nu facem, că am curs după aceea, după aceea sală. Altceva vreau să te întreb. Tu ai adus la un moment dat ideea asta, dar vreme dezvoltată. De ce atunci când, să zicem, un reprezentant al extreme drepte renunță la credința sa, renunță inclusiv din punct de vedere teoretic, nu dar practic, în timp ce în cadrul extremei stângi avem adesea oameni dezamăgiți care repudiază extrema stângă, dar rămân. Teoretic rămân totuși prinși în acest blocaj ideologic. Rămân fideli credincioși unui fel de comunism, să zicem, hai să numim așa, unui fel de comunism pe care ei îl rup de ceea ce a însemnat extrema stângă aplicată concret în închisori, lagăre, blaguri și așa mai departe, în exterminat. Dar fac o diferență, de fapt, între aplicabilitatea extremei stângi în lagăre, închisori, coronite, muncă de datare și teorie. Dincolo nu e posibil așa ceva. Când refudiez și renunț la extrema dreaptă, renunț complet. Nu mai există chestiunea teoretică, fidelitatea teoretică. Întrebare pentru mine sau pentru... Nu, da, și pentru tine și pentru mințile mai tinere, pentru studenții, nu știu. Hai să vedem mințile mai tinere înainte. Sunt cred fascinantă pe clipul rectoare. Și atunci am urmitor una mai social acceptabil să fii leftist, chiar comunist până la capăt. Nu ești să fii exclus din societatea politicoasă. Dacă... chiar și dacă mergi foarte departe. Și nu, deci nu exclude niște cauze sociale. Atâta timp cât, indiferent unde trăiți, va exista mizerie și sărăcie, evident, va exista o empatie, o simpatie către stângul, da? Deci nu putem face abstracție de asta, dar dincolo de această chestiune. Poate pentru că teoretic sună bine. Teoretic are nuanțe care sunt, da, fascinante și care sună bine și în teorie sună bine, numai că în momentul în care le pune în practică nu ies așa de bine. Da, tocmai pentru că e utopie. Bun, într-o primă fază pot să înțeleg ce, unde e scurt circuitul la mine este ce se întâmplă când te lovești de practică și constați că... Păi rămâi fidel unei teorii, nu știu, aștept să se înfăptuiască utopia și nu pot. Să conștientizez că nu există trivial, utopia realizată.
Asta este ca în relații, când vrei să crezi în imaginea înțelepciunii, că ține niciodată tuturor evidențelor și să dai cu capul până. Exact ca într-o relație abuzivă. Uite, acum încep să fiu de acord. Adică, gândiți-vă și la etichetele puse, ca să se vină. O singură, la ce extremă dreaptă vă referiți? Acum am propus, am propus o discuție generală, nu pe una anume, da? Că suntem în teorie. Pentru că cele mai cunoscute de studenții dumneavoastră sunt național-socialism. Da, din care, în momentul în care pleci, renunți doar la ideea de xenofobie și rasism, rămâne empatia socială față de cei de unii. De sălătate. Deci nu e o schimbare foarte mare, e doar ideea de a da o modelă de mine ca pe un om și nu ca pe un minus. Da, extrem mai mic, da. Eu vreau să dau un alt exemplu acum. Am mai zis un alt exemplu cu ceea ce ați spus. Gândiți-vă la, hai să-l numim așa, evenimentele din decembrie 89. La originea asta, adică adevărul, a fost într-adevăr, mă refer la mișcarea din stradă, nu la pregătirea buciului, nu la, să zicem, toate elementele de culise. De culise, de catalizare mondială. Dar, la origine, a fost o revoltă împotriva lui Ceaușescu. Totuși, chiar în decembrie 89, la Timișoara cel puțin, și apoi 21 decembrie 22, s-a transformat într-o revoltă anticomunistă. S-a ieșit din anul Ceaușescu. Da? După care, Frontul Salvării Naționale, primul organism politic care a deținut puterea în proaspătul post-comunism, a pretins constant că a fost o mișcare anti-ceaușistă ca să prezerve, da, imaginea comunismului. Interpretat, totuși, a ieșit în evidență, cel puțin prin anul 1990, care a fost extrem de disgrațios, extrem de dezagreabil, de brutal, de crud. Oamenii nu aveau deprinderi democratice. Preferau să-i dea cap altuia dacă acela credea altfel decât ei. Încă nu accepta să le-i dea alteritate. Acum doar verbal e dat un cap. Da, mă rog. Dar mecanismul e același. Da, dar până la urmă, totuși, s-a înțeles că a fost o revoltă care finalmente a ieșit din anti-ceaușism. A vizat altceva. A vizat o chestiune ideologică. Și s-a ajuns la acest paradox. Că e un paradox. Ca în, la mitingul Maraton, din piața Universității 1990, da, să avem de-a face cu o mișcare Flower Power întârziată, dar de orientare anticomunistă. În timp ce în Occident mișcările Flower Power au fost de orientare marxistă, de stânga, la noi a fost o mișcare întârziată, Flower Power, anticomunistă. Un paradox. A fost ceva unic la nivel de mișcare Flower Power. Asta a fost. Inițiat de studenți. Ok, asta a fost. Că zic asta, asta e perspectiva noastră, vreau să spun, nu mai bun. Nimeni. Da? Deci am dat exemplu acesta cu evenimentele din decembrie 89, care au pornit în mod real de la o mișcare anticomunistă doar la început. Pentru că ce cerea? Mai multe drepturi. Nu cereau să plece Ceaușescu. După care mișcarea s-a radicalizat și s-a ajuns la anticomunism. Vă mai lansez o mică întrebare ușor provocatoare. Când încercam să mă gândesc aseară la diferențele dintre extrema stângă și extrema dreaptă la nivel de violență, cel puțin, am observat că stânga a ucis, deși, mă rog, chestia asta cu cifrele, când vine vorba de victime, e... Și dacă mă arunc singur om, e... De acord. Dar strict numeric au ucis mai mult, programatic, însă, că nu asta, elementul cantitativ era cel important, însă din propriile popoare, acolo unde s-a impus, mă rog. Adică, comunismul în România a omorât, sigur, nu doar români, dar, sau mă rog, nu doar etnici români, dar români, chiar dacă erau de alte etnii, erau tot români, mult mai puțin străini, persoane de altă naționalitate, cetățenie.
Pe când extrema dreaptă, cel puțin asta e senzația mea, dacă aveți altă părere, puteți să mă contraziceți, s-au ucis mai degrabă din alte etnii. Național-socialismul o să-și protejeze tribul propriu. Și atunci, întrebarea mea ușor provocatoare este de ce ar fi mai acceptabilă prima din cele două atitudini? De ce are o imagine mult mai frecventabilă încă extrema stângă decât extrema dreaptă? Pentru că intelectuali au fost internaționaliști cu mult înainte să existe comunismul. În rândul intelectual, era după iluminism, după era înainte pentru ei, intelectuali au devenit destul de internaționaliști. Și apoi după aceea, când a avut doctrina marxistă, s-a supraimpus peste internaționalismul preexistent al intelectualilor. Și de-aia a rămas mult mai multă vedea acceptabilă în societatea politicoasă. Mințile mai tinere ce spun? Eliza, Andreea, ce spuneți? Haideți, sunteți mințile mai tine. Marius? Întrebarea ta, Aline, de ce nazismul și crimele naziste sunt mai condamnate decât cele ale comunismului? Nu? Oarecum, dar aici deja dacă ai simplificat în acest fel, răspunsul aproape că e, mă rog, l-am și dat mai devreme cu părerea mea. Eu făceam distinția asta dintre ambele au ucis. Propaganda. Adică stânga a avut o propagandă bună de cu mine. Care a picat cu tot cu propaganda. Pentru da, de fapt, răspunsul corect, din punctul meu de vedere, este ce spuneți mai devreme, că atunci când a picat cu totul. Cu tot cu propaganda, pentru că aveau un element extrem de nociv, și anume xenofobia, rasismul. Păi asta era întrebarea mea. Cu ce e mai nocivă xenofobia sau rasismul decât, adică... Nu e mai nocivă. Eu spun de ce a rezistat comunismul. Pentru că în ideologie există umanismul indiferent de rasă, culoare, orientare sexuală și toate alea. Mai puțin de clasă. Exact. Bun, hai să luăm așa. De ce este ura de rasă mai desagradabilă decât ura de clasă? Propaganda comunistă a rămas și după căderea URSS-ului. S-a făcut în continuare la fel de multă propagandă și după căderea URSS-ului. Și atunci e normal să rămână undeva sus pe... Dar mai zici că nu ar mai făcut totul după aia. Mie mi se pare foarte avea legătură și cu faptul că epoca modernă se pune foarte mult accentul pe alteritate și relația cu alteritatea. Toți teoreticienii postmoderniști vorbesc despre alteritate și nazismul... nazismul era o ideologie rasistă și... Dar asta e cauză sau efect, ceea ce spui tu? Nu știu, vorbesc de ce nouă, în ziua de azi, mi se... De ce în perioada aceea era mai bună condamnată. De asta zic că pentru noi care trăim în epistema asta, în care mereu suntem puși să gândim relația cu alteritatea, normal că suntem mai afectați de un regim care e împotriva alterității decât de unul care, de fapt, își anihilează. Am înțeles ce spui. Atunci, întrebarea mea este de ce alteritatea este definită doar ca cei care sunt altfel decât noi? Adică tu pentru mine nu ești alteritate? Tu oricine cineva? Este tot întrebarea pe care o știu mai devreme. De ce e mai blamabilă ura de rasă decât ura de clasă? Eu cred că pentru că comuniștii propun un model universal, iar naziștii generalizează ceva deja existent. Cumva nu poți să alegi ce rasă să fii, dar poți să alegi să devii comunist și atunci toți suntem tovarăși. Da, interesant. Rasa este legată de ceva de frumos și nu putem alege, dar constructele
Asta e problema în ziua de azi, cu toate. Ne atacăm totul ce este un construct social, ce este făcut de om. Încercăm să ieșim din perspectiva asta și să analizăm altfel. Da, bun răspuns. Apropo, aveam un profesor, a făcut și eu un master în istorie, dar am făcut mai puțină istorie decât am făcut la jurnalistică. Unde aveam un domn profesor, antropolog, cred că era de meserie, nu știu, care nu are nicio legătură cu istoria, și care ne-a enunțat, nu ne-a argumentat în niciun fel că nu există rase. Apropo de... Și legat de... Nu l-am întrebat dacă asta înseamnă că nu este nici ură de rase. Legat de întrebarea ta de mai devreme. Gândește-te și la impactul pe care l-a avut consecințele celui de-al doilea război mondial și în special procesul de la Nuremberg, unde au fost blamați toți cei care au avut vreo legătură cu nazismul. Ori, nu știu dacă a existat așa ceva în Uniunea Sovietică, în care efectiv să scoți în față și să arăți publicului că ăla e rău. Că doar ăla e rău, aș face precizare. Exact. A existat de nazificare, dar nu și de comunizare. Doar până în prezent o singură țară a făcut de comunizare, Ucraina, și a început abia acum un an jumate. În rest, nicio țară din fostă comunistă nu a făcut un proces serios de decomunizare. Asta, după părerea mea, sunt răspunsuri care decurg din ceea ce spuneam, că de fapt în urmă războiului nazismul a pierdut și comunismul a... Dacă nu a câștigat, în orice caz a fost în tabăra câștigătoare. A fost în tabăra câștigătoare, chiar mai mult decât că... Ne aflăm în situația paradoxală încât procesul de la Nuremberg, care e dat ca referință, printre acuzatori să avem unii care au făcut lucruri cel puțin asemănătoare cu ce au făcut cei pe care au acuzat. Aș mai avea o mică diferență. Eficacitate. Nemții o parau pe bandă rulantă, au reușit să mai ajungă... Repede, da. Da, au reușit să ajungă la un număr record de circa 18 milioane de victime în perioada 39-45. Lui Stalin ar trebui vreo 15 ani să facă chestia asta. Nu cred că cifrele sunt chiar corecte, dar mă rog, contează ceva mai puțin. Nu vorbesc doar de evrei, vorbesc de tot ce a însemnat execuția în lagăr de concentrare. Am crezut că și mai multe decât am crezut că ați inclus și pe cei morți în război. Nu, n-am inclus soldații și victimele din timpul bombardamentelor sau așa, nu. Doar lagăre, undeva la vreo 11 milioane. Din care vreo 6 evrei, vreo 1 milion și ceva sunt. Nemți. Apropo, altă chestie, iertați-mă, foarte simpatică de la master, deci nu o să dau nume pentru că sunt mult prea cunoscute. La un curs în care se vorbea și despre Holocaust, cifrele pe care le-am primit, estimările sunt, repet, la nivel de master la Universitatea București, adică teoretic ar trebui să fie la un nivel înalt. Estimările erau între 4,2 și 7,5 milioane. Ori pentru un... fenomenul care a fost atât de bine studiat cum este Holocaustul, încât ai liste nominale și aproape că știi fiecare fir de păr al fiecarei victime, să umbli cu estimări de aproape... 2 milioane. Mai mult. Da. Asta o zic așa, ca să explic de ce sunt istorie, deși n-am făcut facultate de istorie. Bun. Putem lua cumva în considerare și un factor de durată, să zic, temporal? Adică, nazismul, de exemplu, cât a durat? Da, 33, da, 45. Comunismul, hai să înțeleg din altul, deci, brainwashing the entire population. Îți intrui acum toată China aia de 2 miliarde, îți intrui pe care ești? Dacă e doar pentru care, deci, copiii, părinți, bunici, străbunici, cred. Au cunoscut doar comunism. Ei nu au cunoscut altceva. Da, asta este valoare. Și este unul din motivele pentru care a fost o mică utopie și să ne imaginăm în 1990 că o să putem trece de la comunism
La fel, Teodorie, de exemplu, acum nu vreau să deranjez, să ofensez pe nimeni aici, dar, de exemplu, ce te-ai gândit, păi că cei care vin din țări distanțe, unde în 1000 de ani s-au publicat 3 cărți și nu au cunoscut nimic în afară de ideologia lor, să ai așteptarea că o să ajungă occidentale așa peste noapte. Doar pentru că îi primește aici. Plus că, în opinia mea, erau încă oameni din viață care crețeseră pe perioada pre-comunistă. În 1990 încă mai existau oameni în viață care își aminteau cum arătau lucrurile și aminte de eliberarea adusă de sovietici. Da, dar erau în minoritate. Puțin, dar mai erau. În Corea de Nord nu mai există nimeni în viață care să-și aducă aminte cum arătau lucrurile înainte de Revoluția Comunistă. La fel și în China, nu mai sunt oameni. Cambodgia, știți ce frumos e? Urmează să ne mai au, mai au intelectual, cu ce da, simplu. Da, deloc. Deloc. Ce aveau celălalt. Da. Da. Mai de ceasă când am închis telefon. Când trebuie să termin? Facem mai atât. Cam 5 minute a prăjit, pentru că apoi oricum rămâi 5 minute la prezidență. Da. Vă mai lansez o provocare atunci. Mă rog, aș fi fost... Deși probabil că răspunsurile erau previzibile, aș fi vrut să aduc și cumva la votați voie pe cele două extreme, cu mai ales mințile mai tinere, nu, cei trei domni foarte activi. Dar v-aș întreba altceva, deși dacă vreți puteți să răspundeți și la asta, dacă aveți, eu știu, un răspuns mai interesant altfel decât le condamnăm de anul două. V-aș întreba... De ce credeți că avem o memorie fracturată? Și când spun asta, mă refer la faptul că... Și iarăși îi întreb pe cei tineri, pentru că altfel răspunsurile sunt oarecum, sau ar putea fi evidente, dar sunt curios mai degrabă cum gândiți voi. De ce avem... Hai să luăm cazul concret al României, ca să știm mai bine despre ce vorbim. De ce există mișcări de și legislative și de lobby, de memorializare mai degrabă a Holocaustului și mai puțin uneori spre deloc a comunismului? De ce credeți că nu suntem în stare să avem o politică memorială coerentă și să le promovăm la pachet? Și aici nu mă refer neapărat la, sau mai degrabă deloc, la inițiative cum a fost ordonanța de urgență de acum 2 ani, cred, prin care cei care fac apologia mișcărilor de extremă dreapta sunt trimiși la închisoare. Personal nu aș vrea să existe așa ceva în partea cealaltă. Nu mi se pare că... Mi se pare că am fetișizat cumva subiectele astea și mai degrabă riscăm să atragem atenția și interesul oamenilor asupra mișcărilor extreme decât să ne asigurăm că le eradicăm. În condițiile în care pericolul din punctul meu de vedere și la extremă stângă și la extremă dreapta în România ce puțin este destul de mic, ca să nu zic inexistent, la nivelul societății. Dar... legat de exemplu de existența unui muzeu al comunismului. Asta pentru că în cazul în care nu știți sau nu ați urmăriți, știrile nici eu vom fac, dar mă rog, mai ajung unele lucruri la mine. Pentru Muzeul Holocaustului s-a acordat o clădire de către primăria municipiului București în valoare de 6 milioane de euro în centru vechi. Contează mai puțin că s-a făcut într-o procedură destul de neînregulă. De către aceeași primărie care nouă ne răspunsese cu câteva luni înainte că nu are niciun spațiu, se vedea pentru un muzeu al comunismului. Pe de altă parte, lobby-ul care se face permanent, lobby-ul politic mă refer, și și diplomatic, politic și diplomatic, se face aproape exclusiv doar în zona aceasta a Holocaustului. Părerea mea este că
lucrurile ar putea foarte bine să meargă mână în mână și că nu e o problemă destul de falsă asta a separației celor două mentori. Sau rivalității dintre cele două. Asta cu atât mai mult. Asta este cea mai periculoasă și inadecvată. Asta cu atât mai competiție între cele două mentori. Da. Pe de altă parte, sigur că eu și mai suntem subiectiv pentru că na, suntem, ne ocupăm cu ce ne ocupăm. Dar nu prea avem cum să nu ne simțim deranjați când aceeași persoană nouă ne spune nu avem nimic și peste 3 luni de zile celuilalt îi dă ceea ce îi dă. Atunci, problema pe care trebuie să o pui este de ce la nivel instituțional, oficial, există o sensibilitate mai mare față de memoria legată de Holocaust și o sensibilitate mai puțin mare, mai mică, față de memoria legată de comunism. Da, în fapte cel puțin, pentru că în declarații, Muzeul Comunismului este o prioritate pentru anumite instituții ale statului de mult, dar în fapte nu a făcut absolut nimic. În primul rând, comunismul a fost prea recent, încă este prea dureros pentru foarte multe lume și este ușor să arăți că nazismul a fost, celălalt a fost mai cumplit decât noi. Cumva este ca un cuțit în rană să... Asta ar fi valabil dacă în Muzeul Holocaustului n-ar fi vorba de Holocaustul făcut de români. Bun, probabil că l-ar fi pus într-un context internațional, dar e vorba și de crimele făcute de români. Deci nu e ca și cum prin chestia asta pasăm pisica în curtea altcuiva. Mi se pare un paradox pentru... Îndepărtarea de timp, într-adevăr, poate fi un răspuns, dar atât. Mi se pare un paradox pentru că dacă ne uităm, să zicem, conștiința colectivă, vedem că nu generalizez, ci strict în spațiul românesc. Da. Urmele, cumva, în memorie, mai pregnante sunt cele ale comunismului și acum mă gândesc la, de exemplu, la literatura română contemporană, unde se scriu foarte, foarte multe cărți, încă se scriu foarte multe romane care ating perioada comunistă sau se vorbește despre. Bine, asta și pentru că totuși comunismul a avut 45 de ani, în extremă dreaptă am avut hai să zicem... Da, mă rog, vreau să fiu generos și să merg și la Carol al II-lea, dar... Adică asta mi se pare fericit, dar mi se pare cu atât mai inechitabil să ignorăm partea asta aproape cu jumătate de secol din istoria noastră. Mai ești un alt lucru sau terminăm ele? Prea multă nostalgie. Avem prea mulți nostalgici după vechiul regim ca un muzeu al comunismului să fie încă foarte bine receptat de public. Și mai avea o problemă, mult prea mulți comuniști în problemele de conștiință. Iată, poate fi un răspuns. Sau, mă rog, dacă nu comuniști, că poate deja formați în crescuți de... Nu știu, cred că e vorba și de imagine. Eu vă mărturisesc de pildă că am fost foarte tulburată de fotografiile ieșite la Iubeanga cu trupurile evreilor schimbiți, abandonați în pădurea Băneasa. În 40 de ani, acum au ieșit la Iubeanga fotografiile acestea din arhivă. Acum au fost găsite, au fost secretizate an de zile. Aia se numește propagandă făcută din în momentul în care aveți niște imagini. Nu cred că se pune problema așa, adică... Hai să punem problema așa, dar mai de ce nu fost? Nici au fost reali. Dar eu n-am spus că propaganda poate fi... Propaganda este chestiune reală, dar prezentată cu impact vizual, așa că încât să câștige mai mulți imagini. Da, poate că, asta spun eu, ar trebui pentru există destule fotografii și cu... Oamenii pușcați de comunistul țărani, lăsați la marginea satului. Păi nu face nu știu. Dacă există imagini care impresionează și sunt reale și dacă ele le tulbură, atunci să prezentăm și imagini din partea asta, dar repet, fără competiție, fără rivalitate, că nu asta este ceea ce contează. Dacă avem o istorie, cred că trebuie să ne asumăm din toate punctele de vedere. Și pe ce a fost rău legat de extrema dreaptă și pe ce a fost rău legat de extrema stângă. Indiferent câți ani a ținut una sau altă. Și eu sunt mai sensibilă la
extrema, adică la a respinge extrema stângă, pentru că bunicul meu a avut mușcărie politică ca preot catolic. Și atunci, evident, am trăit în comunism, nu mai sensibil la asta. Dar, când am văzut imaginea acelea cu trupurile lăsate goale, mărturisesc că a fost frisonată și că a avut un impact la fel de mare ca și fotografiile de la Auschwitz sau din altă parte. Da. Ceea ce nu înțeleg nici eu și lucru care nu sunt de acord este secționarea asta a memoriei și selectarea doar a anumitor părți, doar a anumitor personaje. Și mie mi se pare că ar trebui să ne asumăm trecutul cu totul așa cum e el, că, mă rog, sunt destul de multe pete negre, dar iată, anul viitor sărbătorim 100 de ani de România Mare, din care vom valora, cred, mai bine de jumătate din secolul ăsta, trăit sub regimuri dictatoriale, totalitare, cum vreți să le spuneți. Și totuși avem o foarte mare reticență în a prezenta lucrurile astea. Am mai zis-o și Max, acum pentru doamna acestea nu știu încă două persoane de aici, nu repet, dar asta e. Deci e o discuție mentalitară pe departe, dar și o discuție la nivel de responsabilizare instituțională națională. Și a celor puțin decidenți, da. Bine. Vă mulțumesc. Am două... Le discutăm, le facem după care nu am puțin la urmă. Scuzați. Vă dau puțin afară.